Bun găsit, prieteni! Astăzi vorbim cu Anca Boalcă, psihoterapeut. Anca, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cu mare drag! Mulțumesc pentru invitație! Și aș vrea să ne spui, în primul și în primul rând, ce este anxietatea, să ne dai o definiție. Este o stare patologică și, în traducere liberă, să spunem așa, teama fără obiect. Îmi este teamă de ceva, dar nu am obiectul fricii mele. Cum asta este diferența între anxietate și frica obișnuită, frica normală. Când vorbim despre frică ca și emoție trăită, vorbim despre teama cu obiect. Îmi este teamă pentru că aș putea să fiu un pericol, de un pericol real. Deci anxietatea este o stare patologică care, evident, are diverse grade de intensitate și care se diferențiază în diverse, pe diverse forme, să spunem așa. Anxietate generalizată, atacul de panică, panica, tulburarea obsesiv-compulsivă și fobiile. Deci sunt mai multe categorii, să spunem, dar fondul acestor categorii este anxietatea, această stare patologică, teamă fără obiect. În general, în spatele anxietății se ascunde foarte multă agresivitate reprimată. Persoana are incapacitatea de a-și manifesta agresivitatea. Și de ce spun treaba asta? Pentru că anxietatea este, de fapt, reacția, este răspunsul la un conflict intern pe care persoana îl trăiește la nivel inconștient, ajunge foarte greu la acest conflict, este un conflict vechi, în general, pe care l-a dobândit cumva în copilărie sau în trecut și în prezent se manifestă, conflictul actual se manifestă ca și anxietate. Cum se poate, să spunem, mă rog, în termenii noștri, nu știu dacă sunt neapărat termeni psihologici, cum se poate descărca un respectiv de această energie, de această, cum poate să scape de acest conflict interior, în așa fel încât să nu se ajungă la anxietate sau să se trateze de, să scape de această stare? Vorbim despre o stare de tensiune, deci se tot acumulează tensiune la așa, nivelul conflictului de bază. Păi, sunt mai multe metode. Acum vorbim în funcție de intensitatea anxietății pe care o trăim. Dacă vorbim despre o anxietate, să spunem, medie, persoana poate să apeleze la anumite metode prin care se poate relaxa. Poate apela la psihoterapie sau, dacă vorbim despre atacuri agresive de anxietate, atunci poate apela la medicamentație. Dar în funcție de intensitatea anxietății pe care o simte, metodele de tratament sunt diferite. Exact. Acum hai să vorbim un pic despre ce înseamnă de fapt anxietatea asta. Da, ne dăm seama de că avem o stare de anxietate sau un atac de panică, pentru că înțeleg că sunt un pic diferite. Când vorbim despre anxietate generalizată, vorbim cumva despre un stil de viață. Persoana este tot timpul într-o stare de alertă. Are o teamă pentru viitor, se teme pentru că s-ar putea să pățească ceva rău în viitor, se teme de evenimente, de oameni, de situații noi, deci este generalizată, cuprinde toate aspectele vieții. Dacă vorbim despre atacul de panică, atacul de panică se manifestă într-un timp scurt, de la câteva, de la un minut, să spunem, sau jumătate de minut, până maxim 15 minute. Cum se manifestă? Nu durează mai mult. În primul rând, o neliniște. Persoana are senzația că trăiește o nesiguranță foarte intensă. Se simte în nesiguranță. Corporal tremură, transpiră, are tensiuni musculare, bătăi alerte ale inimii, agitație. Deci o stare de alertă psihică și fizică. Ea e generată această stare de un eveniment care a avut loc în momentul ăla sau pur și simplu se poate întâmpla? Sunt trigere. Așa. Avem trigere. Da. De obicei sunt inconștiente chestiile astea. Nu ne dăm seama de ce se întâmplă. Pentru că nu trăim panică oricând, în orice situație. Pare că este ceva ce se poate declanșa oricând. Dar sunt diverse trigere
cu care persoana se conectează și declanșează această stare de, de panică. Acum îți spuneam mai devreme despre agresivitate. De fapt, ce este acest atac de panică? Este un episod de autoagresivitate. Dacă eu nu pot să manifest tensiunea acumulată într-o agresivitate conștientă și controlată, o manifest față de propriul meu corp. De fapt, ce fac eu atunci? Mă agresez corpul, mă agresez tot ce sunt eu, trăirile și tot ce simt, le trăiesc într-un mod agresiv. Este un atac de agresivitate asupra propriei persoane. Da, trist. Da. Am înțeles așa, în mare, ele pot fi și, adică ne putem da seama de acest atac de panică, dar în același timp putem să credem că e vorba despre altceva, despre, nu știu, am auzit persoane care spuneau, domne, am făcut infart, am un preinfart, mi-e rău, nu mă mai pot deplasa, păi da. E sigur ceva grav. Da, acum ce vreau să-ți mai spun, înainte de a primi acest diagnostic de atac de panică sau de panică, trebuie să eliminăm cauzele medicale. De exemplu, în tulburările tiroidei pot apărea aceste atacuri de panică, dar pe un fond de dezechilibru hormonal. Deci, înainte de a spune că avem atac de panică sau că trăim anxietate, trebuie să mergem la medic să ne facem analizele obișnuite, exact, hormonal. Profilul hormonal și să eliminăm cauzele medicale. Să nu pornim să tratăm ceva și să fim pe o pistă greșită. Da. Care sunt recomandările unui psihoterapeut pentru persoanele care au atacuri de panică? Păi, în primul rând, un proces terapeutic de lungă durată, pentru că, vezi, nu este suficient să rezolvăm manifestarea. Uh-huh. Multe persoane spun, am învățat să-mi gestionez panica. Ok, gestionăm panica, dar trebuie să vedem ce se ascunde sub această panică, care e conflictul de bază, da. De unde a pornit toată panica asta. Iar asta presupune un proces de lungă durată, care... ce înseamnă timp, curaj, deschidere și o disponibilitate emoțională de a pica în propria angoasă și de a fi acolo și de a trăi angoasa respectivă, de a conține conflictul respectiv și de a merge mai departe. Asta procesul este un pic dificil din punctul ăsta de vedere. Este un proces dificil, cam cât poate să dureze sau depinde de la om la om, e foarte greu de spus. Depinde de la client la client, dar depinde și de la terapeut la terapeut. Uh-huh. De exemplu, eu sunt terapeut psihodinamic, în general terapiile la mine durează perioade mai lungi de timp, uh-huh. De la câteva luni se pot desfășura pe un an sau un an jumătate. Dar oamenii reușesc să... Da, să gestioneze, să conțină. Că de fapt despre asta este vorba. Ajung să-mi conțin propriile trăiri, să stau cu ele, să-mi dau seama că nu o să mor, pentru că asta e marea frică. Mi-este frică de un atac de panică că o să pățesc ceva, o să mor. Sunt, să spunem așa, când vorbim despre anxietate, avem în conflictul de bază, sunt câteva aspecte foarte importante și aș vrea să le precizez. Teama de eșec, mi-este teamă de eșec, teama de pierdere, mi-este teamă că o să pierd ceva sau pe cineva, teama de moarte. Și în funcție de aceste lucruri, putem să prelucrăm aceste tensiuni, aceste conflicte care se construiesc pe aceste situații, să spunem. Sunt oameni, sunt persoane, poate ni se întâmplă probabil multora, la un moment dat să ne gândim dacă avem o stare, e de la anxietate, e de la stres, e de la oricum pentru noi cei care nu suntem psihologi sau psihoterapeuți, toți termenii ăștia sunt cumva în legătură. Ei sunt în legătură, dar nu înseamnă același lucru. Da. Și când ai o zi mai stresantă și pur și simplu începi să ai niște palpitații la un moment dat, dar sigur nu te apucă toate transpirațiile, nu cazi din picioare, nu simți că mori, zici, domne, am un atac de panică. E...
ce trebuie să faci în situațiile astea? Chiar e un atac de panică, adică să nu, nici să nu exagerăm, zic. Cum să facem să nu cădem într-o altă extremă a ipohondrului? Da, da, da. Nu întotdeauna este un atac de panică. Uneori pot fi stări fizice, corpul reacționează pentru că poate foarte multă oboseală acumulată sau poate nu ai mâncat suficient în ziua respectivă sau poate tu ai o problemă medicală de care nu știi. Adică să fim diagnosticați cu atac de panică sau cu panică, cu anxietate generalizată sau cu o tulburare obsesiv-compulsivă sau orice altă problemă psihologică, trebuie să manifestăm o perioadă de timp mai multe, să avem mai multe manifestări pe o anumită perioadă de timp. Adică nu putem spune că avem panică doar că simt, am o stare de leșin sau de amețeală sau de vărsături. Ele pot fi manifestări în atacul de panică, în anxietate, dar nu o singură manifestare reprezintă un diagnostic. Deci există un tablou mai amplu. Plus că putem să manifestăm o stare de panică, dar în fondul psihic să fie o altă problemă, nu știu, să fie o tulburare de personalitate sau în general anxietatea merge foarte bine, se asociază foarte bine cu depresia și avem tulburările depresiv-anxioase și preiei și din depresie ceva, preiei și de la anxietate ceva și tabloul este mai complex. Da, depresia deja e o problemă majoră la nivel mondial, e principala cauză de deces, este o boală cumplită. Am discutat la un moment dat despre asta, dar stările de anxietate pot duce la depresie, nu? Sau? Nu, sunt două lucruri diferite. Ele pot fi împreună. Da. Poate fi o tulburare psihică mixtă, dar nu pornim de la anxietate la depresie. Nu. Ele pot fi împreună. Atât. Depresia este, cumva, este o tulburare afectivă, este o tulburare de dispoziție și are tot așa un fond adânc, profund, în persoana respectivă. Presupune o tristețe, presupune insomnie, tulburări alimentare, pierderea energiei. Deci este un pic diferită de anxietate. O singură întrebare aș mai avea. În cazul în care avem o stare de anxietate, în cazul în care nu este ceva, sau măcar să nu ajungem acolo, cum putem preveni aceste situații, dacă ele pot fi prevenite, aceste stări? Și ce putem să facem? Ce măsuri putem să luăm noi înșine? Cum ne putem ajuta? Păi putem să le prevenim dacă avem grijă de noi. În general, când declanșăm? Întotdeauna trăim conflict. Există întotdeauna în psihic un conflict adânc care e acolo. Și la un moment dat, pe un fond de slăbiciune, de exemplu, muncesc mai mult, trec printr-o traumă sau printr-un eveniment de viață semnificativ, nu dorm, nu mănânc. Deci în momentul în care devin vulnerabil, aceste conflicte ies la suprafață. Asta se întâmplă. Deci dacă am grijă de mine și am grijă să-mi prelucrez evenimentele trăite în viața mea, pot să gestionez și pot să prevăd aceste situații. Dar întotdeauna pe un fond de vulnerabilitate ele vor apărea. Mulțumesc foarte mult, Anca Balcă, pentru toate aceste informații. Vă pup, dragii mei, și aștept comentariile voastre.